Bine v-am regăsit, dragilor! În viață apar oameni, locuri, situații, momente și evenimente care ne transformă și ne ajută să facem schimbări în realitatea noastră. Același lucru putem spune și despre plante. În arsenalul profilaxiei și terapiei moderne a bolilor, fitoterapia trebuie prețuită la adevărata ei valoare. Tradiția și eficiența fitoterapiei probează faptul că în natură există plante pentru fiecare boală, plante care ne pot îmbunătăți realitatea și ne pot schimba viața. Nici o persoană nu poate stăpâni adevăruri și răspunsuri definitive. Însă, prin intermediul acestor videoclipuri, îmi doresc să induc în fiecare dintre dumneavoastră dorința de căutare, dorința de a căuta și alte modalități de vindecare. Astfel veți deschide poarta unei altfel de cunoașteri, veți întâlni alte persoane cu care veți schimba idei, poate veți dori mai mult, veți progresa pe drumul fără sfârșit al întrebărilor, veți cunoaște și vă veți cunoaște. Cu cât vom fi mai aproape de natură, cu atât vom trăi mai mult și mai bine. Fiecare persoană reacționează diferit în fața aceleiași boli, în funcție de sistemul de convingeri personale, întrebându-se adesea de ce eu, de ce îndur asta, de ce acum, sau spunând că e nedrept. Câți dintre dumneavoastră se gândesc că poate boala a apărut pentru a produce o schimbare în bine? Mulți nu sunteți pregătiți să auziți așa ceva, dar în primul rând, boala ne atenționează că am depășit anumite limite, că undeva a fost prea mult sau prea puțin, că ne-am rătăcit de la drumul normalității. Să luăm exemplu cancerul. Cancerul este leacul ideal apărut acolo ca să ne salveze nouă viața atunci când trupurile noastre au acumulat atât de multe toxine încât putem muri otrăviți. Adică organismul inteligent construiește o pungă în care depozitează toate toxinele și o sigilează. Aceasta este tumoarea. Prin urmare, într-un fel, boala ne forțează să ne întoarcem la noi înșine, cei de demult, din momentul în care am uitat cine suntem. În speranța că nu v-am plictisit, astăzi vom afla care sunt beneficiile plantei Sanguis sorba officinalis. Cunoscută cu denumirea populară de sorbestrea, este o plantă erbacee, perenă, nativă din Europa, întâlnită prin fânețe umede, prin tufișuri, de la câmpie până la etajul montan. Florile sale au culoarea sângerie și înfloresc în perioada iunie-iulie. Frunzele plantei au un gust asemănător castravetelui și sunt folosite primăvara la prepararea supelor și salatelor. Pe măsură ce îmbătrânesc, se amărăsc, de aceea se recomandă utilizarea celor tinere. Părțile aeriene ale plantei au utilizări în medicina tradițională umană și veterinară. Acestea se recoltează din mai până în august, pe timp însorit, după ce s-a ridicat roa. Li se atribuie proprietăți astringente, galactogoge, vulnerare, cicatrizante, hemostatice și diuretice. Sorbestreaua provoacă mărirea cantității de urină eliminată în timp și, odată cu ea, a toxinelor din organism. Acest lucru nu numai că ajută la detoxifierea corpului, dar contribuie la sănătatea rinichilor, previne sau ajută la tratarea gutei, artritei și a reumatismului. Planta are un efect de strângere a țesuturilor, de scăderea secrețiilor glandelor și mucoaselor, de oprirea hemoragiilor capilare și a diareei. În multe zone din țară este cunoscută pentru acțiunea sa de a normaliza tranzitul intestinal, împiedicând diareea. Pentru uzul intern, planta poate fi folosită în afecțiuni renale, enterocolite, colite de fermentație, diaree, pentru mărirea secreției de lapte, anemie, congestii venoase, crampe abdominale, dizenterie, menstrue abundente și de lungă durată, gută, reumatism, artrită, hematurie și hemoptizie. Extern, poate fi folosit în afecțiunile sânului cu inflamații, arsuri, contuzii, înțepături de insecte, hemoroizi și gingivite. Infuzia se prepară din o linguriță de plantă uscată și mărunțită la o cană cu apă clocotită. Se pot consuma 2 căni pe zi. Pentru uzul extern, cu aceeași infuzie se spală locul afectat cu un tampon de vată și se aplică compresii folosind un tifon steril.
consumată în cantitățile recomandate, nu au fost semnalate niciun fel de efecte adverse. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. De asemenea, puteți distribui videoclipul pentru ca informațiile să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Informațiile prezentate pe acest canal au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!